Atenție mare, spun comisarii de la Protecția Consumatorului, la ce rechizite cumpărați, mai ales în urma unui control efectuat astăzi. Cele mai multe produse pentru școală pun în pericol sănătatea copiilor. Controlul comisarilor din Ploiești a scos la iveală că numai părinții care cunosc foarte bine limba chineză pot să înțeleagă ce cumpără. Cine e producătorul? Este un fel de informație. Ce compoziție fibroasă are? Făcută din celuloză pură, din celuloză recuperată, ce puteți informa? Nu aveți niciun fel de informație. Aici, astea sunt, ce sunt, acoarele? Sau ce sunt, nu, trusă de... Niciun fel de informații vis-a-vis de producători. Instrucțiunile sunt scrise foarte corect în limba chineză. Niciun fel de nimic. Penarele, acoarelele, creioanele colorate, pixurile sau rezervele pentru creioanele cu mină, toate sunt un real pericol. Trebuie să existe niște informații care să așa avertizeze eventual copiii asupra unor pericole la care se supune. Uitați, vedeți, acestea au și o mică jucărioară în față. Copilul, prin natura lui, este tentat să ducă la gură. Ori dacă n-ai niciun fel de informație vis-a-vis de materialul sau de să faci o trasabilitate la produsul respectiv și copilul, după ce a introdus această chestie în gură, prin migrarea ionilor din material în salivă și în organism, se pot produce intoxicate sau se pot produce cine știe ce boli. Ca să nu mai vorbim despre ghiozdane. Este un pericol potențial pentru copil, deoarece nefiind informat asupra unor pericole de înțepare, de tăiere, la produsele care au conținut de substanțe chimice, dacă produsele sunt sau nu sunt toxice, dacă trebuie să se procedeze cu o anumită prudență la utilizarea lor. De asemenea, v-am spus, trebuie informații legate de natura materialului din care au fost alcătuite, informații legate de greutatea, în cazul acestor ghiozdane, care pot fi transportate de către copil, modul în care trebuie transportat corect, în spate, în mână, că uitați și nată, dacă copilul este prea mic și are greutate mare în ghiozdan și o ține în mână, poate produce deformări ale coloanei. Comercianții ridică din numeri. Da, părinții când se fără treabă, preferă prețul mic sau... Întreaga marfă găsită cu probleme a fost retrasă de la vânzare. În plus, comerciantul riscă o amendă de până la 20.000 de lei.